o nouă victorie cu tine pe bancă, primul succes în Liga 1. Cum este această victorie într-o perioadă destul de grea a echipei? Ne bucurăm că am câștigat. Important erau cele 3 puncte puse joc și asta ne dă moral pentru următoarele jocuri. Va fi alt meci, altă discuție când vom juca joi în Europa League. Nu se compară cu ce s-a jucat în seara asta. Nici COVID nu răpune FCSB-ul, putem spune. Nu, avem nevoie de jucători. Sper să la următorul test să iasă băieții ok și atunci îi așteptăm pe toți cu mare drag. În momentul de față sunt ceva emoții legate de testarea care va fi în această săptămână? Că emoții avem și noi, care suntem negativi. Toată lumea are emoții, nu numai cei care sunt pozitivi. Sincer, vă zic că și noi suntem, avem niște emoții la fiecare test de când ne bucurăm, zicem că am câștigat la loto. E un stres foarte mare când facem testul și asta e pentru toată lumea, nu numai pentru ei. Cum au fost aceste zile pentru jucători? Pentru că spuneai că faci de toate la echipă. A trebuit să faci și pe psihologul să-i încurajezi? Nu psihologul, păi n-am. I-am pur și simplu am încurajat și ăștia sunt la urmă. Am fost 13 sau 14 jucători și am mai luat de la echipa a doua jucând ieri cu CSA-ul. Foarte greu, adică pur și simplu stai să te gândești și te gândești și la ei. La urma urmei e vorba de fizic, că trebuie să poți să alergi, trebuie să poți să duci și e foarte greu, nici nu știi ce să le zici. Ce poți să le ceri mai mult decât să țipi de pe bancă, să-i încurajezi și să-i săraci să atragă de ei. Și chiar au tras și le mulțumesc pe această cale. Stratona a adus mai multă liniște atunci când absolut, a fost defensiva depășită? Am zis, e un portar cu experiență, un portar foarte bun și se vede că ne ajută. Și sper să ne ajute în continuare și la cât mai mult. Cană s-a descurcat bine pentru primul lui meci? Senzațional. N-a luat gol echipa, a fundat și cei mai buni. Și portarul, bineînțeles. Spuneai la începutul meciului că echipa a fost făcută de antrenor. Schimbările cum le-ai gândit? În colaborare cu antrenorul sau le-ai gândit? Dacă le gândeam, eu le făceam altfel. Da? Că antrenorul le-a făcut. V-am zis la început, eu sunt delegatul echipei, sunt aici pus pentru a ajuta această echipă în situația în care suntem și nu cred că trebuie să vorbim despre schimbări, vorbim despre ce trebuie să facem în continuare, cum ți-am zis. Se uită la televizor, domnul Petrea îți transmite prin telefon, cum se face această colaborare? Prin telepatie. Păi acum asta e bună. Cum arga aia? De acasă, pozitiv, între vie aici. Normal că prin telefon, cred, nu? Sunt atâția oameni pe lângă echipă care poate să-i sune să-mi zică, să-mi transmită mai departe. E un lucru foarte simplu. Hai că dacă vrei să zic și pe aia, iau telefonul data viitoare și zic să mă sune pe bancă, ca să fiu și eu șmecher. Bine? La meciul din Europa. Urmează... Nu din Europa, din campionat. În Europa nu-mi permit. În Europa. Cum o să fie acest duel? Pentru că ați mai reușit să strângeți jucători. Nu știu, veți reuși să-i recuperați și pe Waida și pe Soiledis? Are vreunul șansa să fie recuperat? Știi ceva ce nu știu eu? De Waida și de Soiledis? Nu, Waida cu Soiledis mai au de tras foarte mult. Nu știu, mai o lună, două luni, chiar nu știu. Nici nu intră în calcul. Vom vedea ce jucători vom avea la dispoziție, vom încerca să facem treaba cât mai bine. Sper ca băieții să se recupereze, în primul rând, fizic, că au jucat 120 de minute în Serbia, acum iar au depus un efort fantastic și aici mi-e frică mie puțin de starea lor de sănătate. Mulțumesc! Cu plăcere! Mulțumim!